Bine v-am găsit. Odată cu noua ordonanță de urgență pregătită de guvernanți, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 august și care prevede supraimpozitarea muncii part-time, angajatorii ar trebui să plătească în cazul angajaților care lucrează chiar și doar 2 ore pe zi, taxe cât pentru un angajat cu normă întreagă care lucrează 8 ore pe zi. Lucru care, bineînțeles, că nu este rentabil și tocmai din acest motiv, conducerea mai multor companii a început deja să renunțe la o parte dintre angajații care lucrau part-time în cadrul companiei și să îi păstreze doar pe cei care lucrau cu normă întreagă. Asta cu toate că în momentul de față ordonanța de urgență nu se aplică încă. Asta pentru că companiile spun că nu sunt pregătite să plătească taxe atât de mari și nu vor să aștepte până la 1 august. Astfel, mai mulți oameni și-au pierdut deja locurile de muncă și totodată specialiștii avertizează că mai multe micro-întreprinderi ar putea pierde mai multe contracte, unele ar putea chiar să se închidă, iar cele care reușesc totuși să rămână pe piață își vor crește prețurile serviciilor și produselor pe care le furnizează, astfel că inclusiv populația va ajunge să resimtă efectele acestei ordonanțe de urgență. Domnule Negrescu, încep direct cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru răbdare până în aceste momente. Am discutat despre sănătate, am discutat despre educație, să discutăm și despre unele măsuri. Spunea colega mea mai devreme, pe lângă faptul că vor fi foarte mulți care vor munci la negru, deși este o politică de care tocmai s-a tot vorbit în ultima perioadă și de care am fi vrut cu toții să scăpăm, dar, spunea colega mea, vor fi efecte și pentru noi toți, pentru că în urma concedierilor, în urma toate situațiile pe care le-a precizat mai devreme, se va reflecta acest lucru inclusiv în prețuri. Da, va fi un adevărat șoc din punct de vedere al oamenilor, al celor care lucrează pe part-time, pentru că sunt 1,1 milioane de contracte part-time în România. Gândiți-vă că cel puțin jumătate dintre ele vor fi închise în următoarele 2 luni. De ce? Pentru că, într-adevăr, firmele nu își permit să plătească, practic, taxe la nivelul unui salariu întreg pentru un angajat pe care îl plătește și are nevoie de el doar una, două ore. De exemplu, la o oră de activitate, da, în mod normal se plăteau taxe undeva la nivel de 119 lei pe lună. În momentul de față se ajunge la 1083 de lei. Vă dați seama că la acest nivel e aproape imposibil să angajeze acei oameni și probabil multă lume va continua să ofere serviciile respective, va continua să angajeze oameni prin part-time, dar îi va plăti la negru, pentru că va fi mult mai ieftin din punctul ăsta de vedere, din această perspectivă. Legat de modul în care a fost introdusă această decizie, păi nu are niciun studiu de impact, nu are niciun fel de fundamentare, dincolo de faptul că statul are nevoie de bani. Care ar fi economia sau care ar fi beneficiul pe care l-ar primi statul în urma acestei supraimpozitări? Adică Nici măcar acest lucru nu-l știm, pentru că nu s-a făcut un studiu de impact. Știm doar că este undeva la nivel de 100-200 de milioane de lei maxim în momentul de față. Dar probabil efectele negative se vor vedea într-o scădere a încăsările statului de cu o sumă de cel puțin 3 ori mai mare în momentul de față. Dar știți ce e foarte interesant? La 1 ianuarie 2020... supraimpozitarea contractelor part-time fusese anulată, iar printre inițiatorii acestei noi legislații care a dus la eliminarea acestor probleme se aflau chiar liberalii, care au depus și o moțiune simplă acuzând faptul că nu este normal să plătești taxe ca pentru un salariu întreg, dar tu să folosești acel angajat doar 2-3 ore pe zi. Iată că acum, la nici 2-3 ani distanță, 2 ani și ceva distanță, iată că se întorc lucrurile și ceea ce atunci părea corect și absolut normal, iată că acum se schimbă, la fel cum se schimbă multe alte domenii, fără niciun fel de justificare, fără niciun fel de studiu care să justifice practic deciziile luate de autorități, dincolo de faptul că statul are nevoie. Să discutăm și despre ce ne așteaptă la iarnă, pentru că avem un avertisment al Agenției Internaționale a Energiei, în contextul în care oprirea completă a livrărilor de gaze rusești nu este exclusă, Europa trebuie să reducă drastic consumul de energie și să se pregătească pentru o iarnă grea și lungă. Potrivit agenției, trebuie economisită o cantitate de 12 miliarde de metri cub de gaze naturale în următoarele luni. Primul pas, imediat, spre umplerea depozitelor europene de gaz la un nivel adecvat înainte de venirea iernii, constă în reducerea consumului actual de gaz al Europei și punerea gazelor economisite astfel în depozite. O parte din aceste lucruri deja se întâmplă din cauza prețului ridicat, dar este nevoie de mai multe reduceri suplimentare semnificative sunt necesare, a declarat directorul
agenției. Vor veni și un set de măsuri urgente pentru întreaga economie, spune Comisia Europeană, astfel încât riscul întreruperii aprovizionării să fie redus. Vin tot către dumneavoastră, domnule Negrescu, ni s-a tot zis că ne așteaptă o iarnă grea și lungă, ni s-a tot zis că am putea vedea o reducere a consumului. Noi încă nu știm, noi spunem că încă suntem bine din acest punct de vedere și că nu ar trebui să ne facem griji. Însă am văzut celelalte țări europene cum deja iau măsuri, deja vorbesc despre o posibilă stare de foamete, de sărăcie, de întreruperea iluminatului public și așa mai departe. Până la urmă, noi ne vom regăsi tot în situația unei ierni grele și lungi sau suntem acoperiți? Că noi n-am înțeles prin acest moment. Accesului la resurse nu cred că vom avea problemă, adică vom avea gaze și energie, dar nu ni le vom putea permite. Va fi o criză a puterii de cumpărare. Pentru că dacă îți crește prețul gazelor cu 90%, asta înseamnă că la iarnă oamenii trebuie să se aștepte să plătească facturi duble la gaze, la energie electrică. Deja gigacaloria în București pentru cei 1,1 milioane de oameni racordați s-a dublat ca preț. Deci probabil la iarnă oamenii nu își vor putea permite să folosească energie, gaze, să se încălzească și să țină lumina aprinsă, cum de altfel ne-a spus ministrul Popescu în interviu acum 2 zile, ne spunea că ar trebui ca oamenii să mai stingă lumina. Păi dacă l-am ajuns la acest nivel de a stinge lumina pentru a face economie, asta înseamnă că politicile statului din punct de vedere economic au eșuat. Și asta arată faptul că toate măsurile pe care au luat ei nu sunt fezabile, nu acoperă necesarul raportat la puterea de cumpărare a românilor.